Salut! Astăzi o să vă arăt cum putem face o eroare. Pentru început avem nevoie de Notepad. Așa o să numesc și o eroare. Așa. Acum trebuie să scriem un cod. Este obligatoriu. Și arată cam așa. X egal msg de la message box. Deschidem paranteză, ghilimele și acum o să scriem mesajul nostru. De exemplu, am accesat un virus, virgulă, deci după ce am terminat mesajul, închidem ghilimelele și punem virgulă. Acum o să pun niște numere, o să las în descriere ce înseamnă fiecare număr. O să pun 0 plus 32 virgulă. Acum deschidem din nou ghilimele și aici o să scriem titlul. De exemplu, warning. Închidem paranteza și haide să mai apară un mesaj. Acest 0 înseamnă că o să apară butonul OK. Și după ce persoana respectivă o să apese OK, să mai apară ceva. Dăm Enter și scriem din nou X egal msg box, paranteză, ghilimele, să scriem 2 continue. Așa. 4, care înseamnă yes și no, plus 48, warning, titlu din nou, și după ce o să apară mesajul do you want to continue și butoanele yes și no, să apară un ultim mesaj, de exemplu, pardon, desigur că după ce persoana o să vadă că a accesat un virus și o să fie întrebat dacă vrea să continue, sigur o să dea nu. Așa că o să punem mesajul așa, 0 de la, pardon, virgulă, 0 plus 64 și să ca titlu să spunem antivirus. Închidem. Acum trebuie să-l salvăm, pardon. Îi dăm save as. Deocamdată îl numim cum vrem noi, deocamdată o să las eroare. .vbs. Deci trebuie să aibă extensia vbs neapărat. Îl salvăm. L-am aici. Acum să schimbăm iconița. Dar nu putem. Uitați. Deocamdată aici n-am niciun buton de change icon, nici aici, aici sau aici. Așa că îi facem un shortcut. Create shortcut. Uitați-l aici. Și acum avem aici change icon. Dăm click pe el și aici avem iconițele. Să spunem ce iconiță să-i punem. Uitați. Să spunem iconița de la Recycle Bin. I-am pus iconița, îl numim și noi Recycle Bin. Așa. Și acum să spunem că este undeva într-un colț aici și aceste două nu există. Și cineva a șters ceva, dar vrea totuși să îi dea restore, să-l aibă din nou. Se duce pe Recycle Bin și warning, you accessed a virus. Ok. D.
Do you want to continue? Sigur că nu. Your antivirus is now killing the virus. Ah, ok. Și nu se întâmplă nimic. E pur și simplu o erare, un fake. Și după aia, după ce o să spună că antivirusul distruge virusul, cred că o să mai dea încă o dată dublu click pe el și o să mai apară o dată. Și chiar dacă o să dăm yes aici, tot asta apare. Ați înțeles? Deci nu se întâmplă nimic. E pur și simplu o eroare, să vă speriați prietenii. Eu am încercat și mi-a reușit. Și a fost simplu, nu? Cam asta a fost. O să șterg și eu astea de aici. Așa. Asta a fost. Ne vedem în tutorialul următor.